Da? De dulce. Deci, asta ce este? Asta este o musaca, dar o las pe la o musaca cu legume și ciuperci. Asta de, de post. Este de post, da. Foarte frumos, da. Și un melc cu, cu scorțișoare. Da, unul cu scorțișoare, tot de post. Un gălușar umplut cu năut, mânte și conopii de coaptă și un măr umplut cu fructe confiate și mie îmi place vegetarian, pentru asta îmi place foarte mult. Și acolo? Aici avem un confit de rasă cu piure de mărgăre și anason și un pulii de mărișoare și o tartă de ciocolată cu glațat. Frumos! Și aici avem gustări. Dar ce frumos! Tot asta pentru un beneficiar cei în vârstă. Și vă mulțumim pentru generozitate și tot ce faceți. Mulțumim. Foarte frumos! Le povesteau artița voastră regală bucătarii, în special domnul că a venit pentru prima oară aici și se pare că bucătăria aceasta, bucătăria regală, are suflet, de bucătărie cu suflet. Da? Simțiți asta? Apare foarte bine. Ardeța voastră regală gătește, știu. Da, gătesc când am timp. Vegetarian? Mai mult vegetarian decât carne acum, dar îmi place și rață și de Crăciun o să avem un curcan. Dar eu mi-mi place vegetarian foarte mult, foarte ce? Sănătos. Ce cu vinte, cu nout, tot felul de lucruri așa. Da. Și sarmale făcut fără carne și salată de vinete. Cu orez. Cu orez. Sarmalele. Da, cu tot felul de lucruri. Face Viorica de la Săvârșin. Veți degusta ceva? Acum nu pot, pentru că merg la seri de povești pentru copii, acolo la Cărturești, dar sper că vă rămâne ceva să-l guste. Asta îmi place, ideea la asta. Poate să rămână. Se poate sau va fi? Înțeles, toate acestea sunt speciale. Ei, vedeți? Alteța voastră, de ce ați ales să gătească blogării? A fost un fel de echipă, am format un fel de echipă cu doamna de la Electrolux și am de hotărât să facem împreună, că e ceva frumos, modern și generos și ajută fundații, ajută cei în vârstă, cei care nu au banii de Crăciun și e și frumos, e voluntariat. Practic au nevoie de un loc unde să gătească? De... Nu știu cum faceți. Unde gătiți? Acasă? În mod normal gătim aici, prepara partea de muncă brută o facem în afară, fiindcă durează foarte mult. Vă dați seama, astăzi s-au făcut 6 feluri de mâncare și ar fi însemnat să stăm foarte mult în bucătărie. Iar echipele cu blogării, în fiecare an alegem niște echipe care să fie alături de noi, oameni care de pe parcursul anului au fost alături de noi și s-au implicat în acțiuni de voluntariat alături de noi. De cât timp faceți acest lucru? Este al patrulea an, al patrulea an, iar faptul că ducem de mâncare este frumos pentru bătrâni, da. Dar cred că pentru ei este foarte important faptul că le ducem un gând bun, da. Și faptul că simt că nu sunt singur. Nu sunt singur, asta e. Să fii bătrân este greu, dar să fii și singur este foarte greu. Acest proiect este exact pentru a combate singurătatea. Vine în completarea programului pe care exact. L-a fundația. Exact. În completare și cred că ați deja filmat undeva cu voluntarii și niciodată singuri avem diverse proiecte așa pentru cei de în vârstă. Pentru că sunt în bucătăria regală, am eu o curiozitate, va mai urma un alt volum? Da, da, scriu acum. De cărți de bucătărie? Da, 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 o să urmă, da, 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 eu sper să am puțin liniște la Săvârșin după Crăciun și o să termin, E de jumătate scrisă deja. Pentru colegii mei, poate ne interesează ce se va servi la Săvârșin, la masa de Crăciun? Curcan, rață și tot felul de lucruri tradiționale, cu sarmale și mai tot asta care, știi, cunoșteți pe Viorica, care este bucătăreasa noastră. Ea este tradițională de la țară, deci o să avem niște lucruri frumoase. Și colindator vor veni
Data anul trecut am avut, cred, aproape 6.000 de colindători. E mult. Regele Mihai va veni? Nu va veni în acest an, pentru că rămâne cu regina, care este mult mai bine, dar noi credem că e mai bine să rămână, să nu ia avionul, știți, și eu sunt răcită de... Din avion am luat răceală. Sănătate! Mulțumesc, am nevoie! Vreau să vă întreb dacă majestatea sa, majestățile lor, vor avea, nu știu, un meniu special, țin o anume... Tot așa, Christmas pudding, evident că asta din Anglia, și un curcan, și lucruri tradiționale din aici, că avem o bucătăreasă româncă acolo. E româncă. A spus că vă place mai mult meniul vegetarian de Crăciun, veți combina? Da, o să combin, da. O să combin. Să aveți și dumneavoastră da. Persoană. Da, sigur. E bine? Mulțumim pentru tot ce faceți. Că sunteți alături de noi. Presă. Foarte frumos. Crăciun fericit. Ne vedem. Peste o jumătate de oră. Okay.